De ce cred că trebuie să te pocăiești? De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Isus a rostit această poruncă pentru toți cei ce vor asculta, fără deosebire. A fost o chemare la o transformare lăuntrică, radicală în relația cu Dumnezeu și cu oamenii. De ce? Răspunsul lui este că noi suntem păcătoși. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Care a fost perspectiva lui Isus cu privire la păcat? În pilda fiului risipitor, Isus descrie păcatul fiului în acest fel. Și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Și-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Dar când fiul risipitor se pocăiește, el zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Așadar, ați risipi viața într-un trai desrăbălat și cu prostituatele nu este ceva jignitor doar din punct de vedere uman, ci este și o ofensă împotriva cerului, adică împotriva lui Dumnezeu. Și asta este natura esențială a păcatului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Vedem iarăși acest lucru în felul în care Isus i-a învățat pe ucenicii săi să se roage. Le-a zis că ar trebui să se roage astfel și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Cu alte cuvinte, păcatele pe care le iartă Dumnezeu sunt comparate cu cele pe care le comit oamenii împotriva noastră. Iar acelea sunt numite datorii. Așadar, perspectiva lui Isus cu privire la păcat este că acesta îl dezonorează pe Dumnezeu și ne face datori să restaurăm onoarea divină pe care am defăimat-o prin comportamentul sau prin atitudinile noastre, prin care am minimalizat imaginea lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă a avea parte de o schimbare a minții, astfel încât să-L putem vedea pe Dumnezeu ca adevărat, frumos și vrenic de toată lauda noastră și de toată supunerea noastră. Această schimbare a minții îl include în același fel și pe Isus. Și lucrul acesta deoarece Iisus a spus, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Al vedea pe Dumnezeu cu o minte nouă implică faptul de a-L vedea pe Iisus cu o minte nouă. Nimeni nu se poate sustrage în fața poruncii lui Iisus cu privire la pocăință. Isus Fiul lui Dumnezeu, îi avertizează pe oameni cu privire la judecata care va veni și oferă scăpare în caz că se vor pocăi. Dar, dacă nu ne vom pocăi, Isus are un singur mesaj pentru noi: Vai de tine. De aceea cred ceea ce cred.